cei cu dure și necaz, aici vine acel care plânge. Aici vine acel cu lacrimi pe obraz, Thank you.
celor ce se cred în El. Stai o clipă, meditează, sufletul se înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Lăsa să treacă clipa, din momentul inimii tale, te ia da viață astăzi cu Iisus. Este un har să ne numim frați, poate nu ne vedem așa des, poate unii odată în viață ne-am văzut, pentru mine este prima dată când sunt în locul acesta. Dar slăvim pe Dumnezeu că avem harul acesta. Spuneau ucenicii Domnului Iisus, Doamne, noi ce-am câștigat că te-am urmat pe Tine? Și spunea Domnul Iisus că nu este nimeni care să fi lăsat mamă, tată, frate, casă, soră, holdă și să nu fie câștigat însutit în viacul acesta și apoi în viacul viitor viața veșnică. Dacă stăm să facem o rugăciune, eu am gândit și am cerut Domnului lumină și un cuvânt pentru noi în seara aceasta să facem o rugăciune și m-am gândit să citim din Faptele Apostolilor câteva versete din care să ne îndemnăm la o rugăciune. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 26-25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărăt în iamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat, din pom, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărese mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Amin. Aș vrea să mă îndemn pe mine și pe fiecare care suntem aici în seara aceasta să facem rugăciunea aceasta pentru biserica aceasta de aici și pentru Amin. Noi fiecare, ca Dumnezeu să ne îmbrace cu putere, ca Dumnezeu să ne dea statornicia aceea în cuvântul Lui, ca să putem să stăm înaintea Lui și să stăm înaintea oamenilor, ca să fim o lumină, o pildă de urmat și oamenii să vină la Hristos prin noi. Spune aici Apostolul Petru și ucenicii în rugăciunea aceasta, împotriva împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, lumea aceasta are ce are cu creștini, dar mai avem nu cu noi au ce au, ci cu Domnul Iisus Hristos. A fost acum cu Jocurile Olimpice, tot ce s-a întâmplat. Dar noi dacă ne gândim, atâția oameni și atâția creștini au pus pe platformă și au zis că a fost ceva inacceptabil și la mine la lucru colegi catolici ziceau că ce, că asta nu există, cum să fac așa, că ce cu noi creștini, ne-au lăsat deoparte. Dar dacă stăm și ne gândim și înțelegem că lumea zace în cel rău, nu împotriva noastră a făcut, că ei nu au treabă cu noi, ci acesta a fost un plan a diavolului și împotriva Domnului au făcut ei tot ce au făcut acolo și toate lucrurile care s-au întâmplat. Că lumea aceasta nu face doar că face așa, ci face pentru că în spatele lor
este Satana și este diavol. Și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor. Noi vrem pe oameni să aducem la mântuire, la Hristos. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim o lumină și să înțelegem că trebuie să purtăm în noi iubirea aceea de oameni care zicea Hristos. Să-i chemăm la mântuire, nu să-i osândim, ci să-i le arătăm calea pe care trebuie să urmeze și cei care vor crede vor fi mântuiți, iar cei care nu vor crede, le rămâne lor să-și aleagă osânda și o aleg prin faptul că nu cred. Apoi, în versetul 28, spune ca să facă tot ce hotărăște mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Oricum, lucrurile au să se schimbe, pentru că spune cuvântul Domnului că lucrurile au să se schimbe, vremea sfârșitului trebuie să vină, lumea nu va deveni mai bună, cum gândesc poate unii oameni, că să facem lumea să fie o lume mai bună. Cuvântul Domnului spune că lumea aceasta va avea un sfârșit năpraznic, nu se va preface într-o lume frumoasă și bună. Raiul va fi raiul lui Dumnezeu, nu aici jos. Apoi spune Apostolul Petru trei lucruri pentru care am vrea și noi să ne rugăm în seara aceasta. Și spune în versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Am vrea în primul rând să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin. În 1 Corinteni, vreau să citesc un verset, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 până la 5. Spunea Apostolul Pavel, spunea așa, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricoș și plin de cutremur. Și învățătura și propăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Și am vrea în primul rând să ne rugăm ca Dumnezeu să lase putere în frații care vestesc cuvântul în această adunare. Dumnezeu să lase un cuvânt viu, plin de putere. Amin. Sunt două extreme, putem zice aici. Este extrema aceea care nu trebuie nicio pregătire, numai merge și vorbește și ne dă Domnul, care este o extremă greșită, pentru că noi trebuie să ne pregătim, să înmagazinăm cuvântul Domnului și Dumnezeu ne dă. Și este și cealaltă extremă în care doar învățăm și doar ne pregătim, dar nu mai ținem în cont că Dumnezeu este acela care trebuie să ne dea putere. Nu mai ținem în cont că trebuie să avem și viața aceea de rugăciune în care să stăm de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său, să ne dea putere. De aceea să ne rugăm pentru biserica din Gatineau, pentru biserica din Kitchener, ca Dumnezeu să dea putere. Amin. Celor care vestesc cuvântul. Apoi spunea Apostolul Petru, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău, să vestească cuvântul Domnului curat așa cum este El. Spunea Apostolul Pavel către Timotei, tu ține-te de învățătura sănătoasă. Vorbeam chiar pe drum noi cu fratele Dani și ne gândeam că câte multe mișcări se fac în ziua de astăzi și câte din ele au chiar cuvântul lui Dumnezeu la bază. Câte din ele putem să zicem că chiar învață cuvântul lui Dumnezeu și la bază Scripturii. Chiar ieri ascultam din curiozitate o întâlnire ce a fost în România și mă gândeam o predică care poate sună așa fain, care sună, dar nicio bază biblică, niciun temei biblic. Și am vrea să ne rugăm pentru biserica din Gatineau, ca Dumnezeu să lase în continuare hrană sănătoasă, să lase cuvântul curat. La noi în biserică, în Kitchener, de mai multe ori, anii trecuți, de-a rândul anilor, mi-aduc aminte că veneau frați și vorbea Domnul prin prorocie, prin frați musafiri și zicea, poporile, dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește-mi pentru că am îngăduit să ai hrană sănătoasă în mijlocul tău. Și ce mare lucru este să ai o hrană sănătoasă, să nu crești într-o biserică care să te ducă în eroare, care să se învețe pur și simplu erezii și tu nici să nu-ți dai seama. Ce frumos este ca în fruntea poporului să fie oameni care să aibă discernământul acela și să îndrume pe poporul lui Dumnezeu drept pe calea lui. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să dea în continuare hrană sănătoasă. Amin. La Gatineau, ca Dumnezeu să dea înțelepciune și putere fraților, să vestească adâncimile cuvântului cu îndrăzneală, cu putere și cu toată înțelepciunea. Apoi spune Apostolul Petru rugăciunea lui, cu toată îndrăzneala. Apoi am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să dea îndrăzneală bisericii din Gatineau, ca Dumnezeu să pună noi curajul acela sfânt. Dar dacă noi nu suntem statorni și nu credem cu adevărat ceea ce propovăduim, noi nu putem să avem îndrăzneala aceea. Dacă eu încerc să conving pe cineva că e mai frumoasă viața în România, dar eu nu sigur, eu îi spun un lucru, două, un motiv, doi, dar după aia zic, a, totuși ai dreptate, mai bine în Canada.
Noi dacă vrem să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea îndrăzniale, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea statornicie, cum spunea Apostolul Pavel, să nu ne lăsăm clătinați de un vânt încoace și încolo, ci să fim statornici și să fim plini de îndrăzneală. La lucru, la școală, unde în cercul nostru, unde suntem, unde avem tangență cu oamenii din lume. Dumnezeu să ne dea o îndrăzneală sfântă și să ne dea putere să trăim ceea ce învățăm, că doar atunci vom putea să avem îndrăzneală, să vestim cuvântul Domnului. Și apoi spune în continuare versetul 30. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Partea aceasta rămâne să o facă Domnul. Aceasta Dumnezeu o face atâtea mișcări și atâtea învățături că noi putem să facem și atâtea metode în care noi putem să facem minuni și semne și învățături atâtea de tot felul acestea învățături noi, Evanghelia Prosperității, dar asta e partea lui Dumnezeu. Noi să-L căutăm pe Dumnezeu, noi să ne sfințim și Dumnezeu este acela care va presăra vestirea cuvântului cu lucrări de slavă. Hai să ne în picioare, să venim înaintea Lui și să cerem, Doamne, dă Tu putere biserica aceasta să strălucească, să fie într-adevăr o cetate pusă pe munte, să fie într-adevăr o lumină, să dea Domnul putere în cuvânt, să dea Domnul îndrăzneală, să